Bună, dragii mei, bine v-am regăsit și astăzi la o nouă etalare. Ei, astăzi a venit rândul persoanelor singure. Haideți să vedem ce putem să aflăm pentru ei sau pentru ele, acele suflete minunate, suflete dragi, care sunt singure, indiferent de motiv. Acum poate fi vorba despre faptul că nu v-ați găsit niciodată perechea sau, eu știu, sunteți în separare cu persoana iubită, persoana la care vă gândiți și sunteți singură. Deci, indiferent de situație, haideți să vedem ce se întâmplă cu voi, dragii mei, în următoarea săptămână, mai ales că este săptămâna mare, săptămâna binecuvântată și luminată. Să vedem, poate, cine știe, vă veți găsi sufletul pereche din nou sau nu. Am o veste foarte bună pentru voi. Extraordinar! Ia uitați ce roata norocului mare, 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 mare. Dragii mei, să știți că există șanse reale să vă găsiți marea iubire în următoarea perioadă. Noi începuturi alături de o persoană, fie că o gândiți, fie că stă să apară în viața dumneavoastră, ați manifestat această dorință, ați manifestat acest lucru și universul pare că vă răsplătește. Există în viața dumneavoastră sau urmează să intre în viața dumneavoastră o persoană cu litera O, L, R, M, W, T, S, M, Y, chiar și O, cred că am mai zis U și U. Zodiile Taur, Capricorn, Berbec, Leu, Fecioară, Balanță, cu siguranță ca zodii predominante. Dragii mei, dragi, să știți că, iată, cei singuri vor avea poate o surpriză de sărbători, cine știe, o reluare de comunicare sau s-ar putea ca să vă găsiți direcția sau persoana, sufletul dumneavoastră pereche, persoana pe care o așteptați, s-ar putea să-și găsească direcția către voi, pentru că este o fază de completare sau vă așteaptă această fază de completare, dragii mei. V-ați simțit foarte multă vreme singuri, singure și din acest motiv universul vă răsplătește. Poate că în sfârșit învățați această lecție a răbdării. Prea multă vreme a fost exact ca acei copii care au în față un bol cu bombonele și nu pot să se înfructe din acele bombonele pentru că trebuie să aibă răbdare, trebuie să aștepte, trebuie să înțeleagă că lucrurile se întâmplă în ritmul lor natural. Indiferent că aveți 30 de ani, indiferent că aveți 50 de ani, 40 de ani, 67 de ani, nu contează. Contează că trebuie să învățați această lecție a răbdării. Iubirea este veșnic tânără la orice vârstă. Cum spuneam, este important să aveți încredere că Universul lucrează pentru binele vostru cel mai înalt. Iar dacă Universul, Divinitatea, cum vreți dumneavoastră, hotărăște că aveți acum verde, lucrurile se vor întâmpla în sensul celor dorite de dumneavoastră. O călătorie s-ar putea să faceți dumneavoastră peste hotare sau o persoană cu care comunicați la distanță, pentru că poate să fie vorba și despre o anumită categorie de persoană care comunică la distanță cu această persoană, prin intermediul mesajelor, prin intermediul telefoanelor și așa mai departe, sau pe rețelele de socializare, iată că vă puteți aștepta cu o surpriză frumoasă de sărbători, pentru că este vorba de, eu știu, în jurul la 10 zile, să zicem așa, poate și mai puțin. Eu dau anumite durate, adică îmi iau o marjă pentru că nu pot să spun eu când anume se va întâmpla, doar Bunul Dumnezeu știe. Însă există niște călătorii peste
mări, peste țări, văd foarte multe comunicare pe calea aerului. De asta înclin să cred că este vorba despre relație pentru anumite persoane ținute la distanță sau întreținute pe calea aerului. Fază de completare, foarte frumos. Dragii mei, dragile mele, așteptarea, din câte se observă, va lua sfârșit pentru toți cei care sunt, singuri. E, să știți că în cazul dumneavoastră, în cazul unora dintre dumneavoastră, s-ar putea să se termine odată cu găsirea acestui suflet pereche, odată cu această fază de completare, s-ar putea să puneți stop unei situații, unui trecut, unei etape din viața dumneavoastră pentru a începe o etapă cu totul și cu totul nouă. Există o dată de 13. Posibil ca pe o dată de 13 să fii hotărât să vă vedeți de drum. Poate că ați ieșit dintr-o relație pentru a începe o altă relație. Poate că ați ieșit dintr-un divorț, ați așteptat destul de multă vreme. S-ar fi putut să fi așteptat această persoană 13 ani sau, eu știu, 4, 13 ani, mai puțin contează. Contează că vreți să începeți o nouă etapă din viața dumneavoastră și acest lucru s-ar putea sau există șanse foarte mari să se întâmple odată cu apariția în viața dumneavoastră acestei surprize, a acestui miracol, pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră nici nu vă mai așteptați să se petreacă în viața dumneavoastră o astfel de relație, o astfel de iubire, repet, 46, 51 de ani, 67, 60 de ani, deci pentru unele persoane în etate, această relație va fi ca un miracol, ca ceva pe care, chiar dacă ați așteptat, ați manifestat, nu mai credeți că este posibil. Avem și 39 de ani, 38, 28 de ani. Cineva are un copil de 14 ani, de 13 ani, dar vom vedea. În alte situații există niște renunțări la o situație din trecut care s-a terminat cu un divorț sau cineva pune punct unei căsnicii pentru a începe cu totul și cu totul o etapă nouă. O primăvară cu bucurie de la noi din galerie, vorba unei expresii românești. Dar în orice caz să știți că o situație se termină, o etapă din viața dumneavoastră se termină pentru a începe cu totul, mă scuzați, adică eu nici m-am arătat cartea, cu totul și cu totul nou. Deci vedeți această situație care ajunge la un final, o schimbare la 180 de grade, n-aș putea să spun că o situație dramatică, o alegere. Deci faceți această alegere. Vreți să mergeți mai departe și Doamne ajută din fericire cu această persoană. Există posibil o discuție pe care ați avut-o cu un duhovnic, un preot sau cineva v-a ajutat să treceți peste această etapă din viața dumneavoastră, cineva care are legătură cu religia, ori o discuție cu un preot, ori aveți legătură cu un preot, un preot catolic în anumite situații. Deci parcă văd că această persoană a fost alături de dumneavoastră, v-a sfătuit, v-a ajutat, poate că a și făcut anumite dezlegări, nu știu despre ce este vorba și nici nu aș intra în aceste amănunte, pentru că știți că nu-mi place să dau valoare acestor lucruri, să spunem, neortodoxe. Ele, posibil că sunt, în sfârșit, nu trebuie să credeți în ele, ci doar să fiți ușor atenți. Avem lângă noi ghizii spirituali, îngerii, divinitatea, nimic nu ne poate face rău. Drept pentru care vă anunț pe această cale că există șanse reale de noi începuturi. Vedeți? Scrie negru pe galben. Aici, new beginnings. Deci, dragii mei, noi începuturi. Exact cum spuneam și la începutul etalării și este cazul să vă bucurați de aceste noi începuturi care sunt pe cale să se întâmple cu ajutorul
dumneavoastră, pentru că dumneavoastră renunțați la tot ce este inutil, la tot ce este toxic, la starea de negativitate și parcă sunteți mult mai încrezători în voi, sunteți mult mai siguri pe voi, aveți o stimă de sine crescută și acest lucru vă ajută extraordinar de mult să vedeți acea luminiță de la capătul tunelului pe care, din păcate, nu ați văzut-o multă vreme, din cauza acestor eșecuri emoționale repetitive pentru unii dintre dumneavoastră. Dar acum sunteți mai hotărâți decât niciodată să vă urmați calea și vedeți, Universul vă ajută, Universul vă dă aceste semne și mai ales vă oferă acest sprijin de care aveți nevoie prin oameni. Dumnezeu, Bunul Dumnezeu, acționează prin oameni. Aveți această persoană care vă ajută sau, cine știe, poate vă veți îndrăgosti de psihologul dumneavoastră, de psihiatrul dumneavoastră, de medicul dumneavoastră, de preotul dumneavoastră, de, mă rog, preot, nu știu dacă e, nu știu, în general preoții sunt căsătoriți, nu, de duhovnicul sau, nu știu, cineva de încredere, de să nu-i spunem, mă rog, că nu cred că e cazul sau, Doamne ferește, s-ar putea să nu greșesc. Chiar nu vreau să spun prostii. Deci de asta spun că sunt anumite lucruri care mă depășesc. Deci eu fac doar plaja mea și atât. Dar văd că este o persoană de încredere. De asta spun. Duhovnic poate să fie sau pot să interpretez chestiunea aceasta prin un om de încredere, un om care vă poate sfătui. Adică un om căruia împărtășiți toate secretele dumneavoastră, toate emoțiile dumneavoastră. Aveți încredere în acel om. Deci mă scuzați dacă am spus vreo prostie, n-a fost cu intenție. De fapt, ăsta a fost mesajul, că este cineva căruia vă destăinuiți. Și s-ar putea chiar să vă îndrăgostiți de această persoană care v-a fost alături în momentele dificile. Acum că comunicați cu această persoană la distanță, ați cunoscut-o pe internet și comunicați cu această persoană și i-ați spus prin ce treceți și v-a susținut în această perioadă, ați început ca prieten, după care v-ați îndrăgostit, asta urmează să vedem despre ce este vorba. Cert este că voi ați trecut prin eșecuri sentimentale și împărtășiți această durere, ați împărtășit-o cu o persoană de care urmează să vă îndrăgostiți. Vești foarte bune. Zodia Vărsător, Zodia Balanță, Zodia Săgetător, Vărsător, pe care am mai zis, Zodia Leu, de asemenea. Literele P, D, T, G, E, O, U, P și S și D. Diferența de vârstă, dragii mei, văd, sau dacă este o diferență atât mai mare de vârstă, să știți că între voi nu se vede această diferență de vârstă. Cineva, de asta spuneam, și s-ar putea ca această persoană să lucreze, poate că lucrează în altă țară, sau poate, deci ori poate că este de aceeași naționalitate, da, ori este româncă și lucrează în altă țară, ori dacă nu este vorba despre o energie feminină cu care comunicați la distanță sau trăiește pe lângă o mare, pe lângă un ocean. În orice caz, comunicarea se face la distanță, vești o veți primi de la această persoană sau văd comunicare, mesaje. Poate că așa ați și început această relație prin mesaje. Zodia Pești, de asemenea, râdeți, bună dispoziție, zâmbet pentru voi, dragii mei, cei singuri, în această săptămână, în următoarele ore și o mulțumire de sine extraordinar. Doamnelor, domnilor, domnișoarelor, sunteți extrem de mulțumiți de voi, vedeți, aveți o mulțumire, o fază de împlinire. Zâmbiți, vă văd cu zâmbetul pe buze și acest lucru nu mă poate face decât să mă bucure enorm. Îmi doresc foarte tare acest lucru, îmi doresc foarte tare să vi se împlinească această etalare fantastică, aceste mesaje extraordinare care stau să se întâmple, care
Aceste lucruri care parcă stau să se întâmple, vă văd mulțumiți de sine, persoane șatene, cu ochii căprui, căprui verzui. Râdeți, râdeți foarte mult. Sau primiți o veste de la o persoană care vă comunică, posibil că urmează să vină către voi, poate că ați comunicat cu o persoană căsătorită, care, eu știu, sau se afla într-un proces de divorț și primiți această veste de la această persoană care vă spune că gata, a terminat cu tot ce are de terminat și este hotărâtă să vină către voi și să înceapă o relație cu voi. Cert este că există aceste vești de la această persoană, există clar această mulțumire de sine, nu uitați de roata norocului, abundența aceea emoțională de care veți avea parte, de această fază de completare, de această călătorie pe care o veți face către această persoană sau această persoană către voi, pentru că se va diminua distanța fizică realmente dintre voi. Nu uitați de acest zâmbet pe care îl aveți eu pe buze datorită acestei surprize care stă să se înfăptuiască foarte frumos. O mulțumire, o pace a minții. Deci, parcă respirați ușurați. Acum, dacă vă întrebați dacă el sau ea este cartea câștigătoare, cu siguranță Universul vă trimite această opțiune, această șansă de a fi cu persoana iubită, pentru că văd și o împăcare. Deci există șanse reale de împăcare, de pace. Vă împăcați în primul rând cu voi. Faceți pace cu voi în primul rând. Parcă sunteți de neoprit, sunteți în stare să mutați munții din loc. S-ar putea să fie și eu această săptămână, mai ales că este săptămâna aceasta a încrederii, a puterii, a credinței în bunul Dumnezeu, vă dă și o stare așa de a putea să iertați pe toată lumea, de a fi bine cu voi și așa ar trebui să fim toți tot anul. Să putem să iertăm, să ne iertăm pe noi, să avem compasiune față de noi și de cei de lângă noi. Mi-a trăsese atenția deja această carte de la început și vedeți că s-a și întors. Să știți că există un trecut cu această persoană. Deci ar putea ca voi, dragii mei, deja să cunoașteți această persoană, cum spuneam, sau etalarea să se adreseze și celor care se află într-o separare cu cineva o persoană din trecutul său, Zodia Capricorn, Taur, Berbec, deopotrivă. Există o gelozie pentru o anumită categorie dintre cei care se uită în acest moment la această etalare. Gelozie și probleme în cuplu, dacă el există și sunteți, bineînțeles, în separare. Încă nu puteți, să știți, rupe lanțurile, încă gândurile sunt acolo, ispita este foarte mare sau poate că această relație pe care ați avut-o cu o persoană căsătorită. De unde și acest punct și de la capăt cu o altă persoană nou-nouță. Sunteți acum mai hotărâți decât niciodată să rupeți acest trecut. Deci aceste două cărți mie asta îmi spun, deși tentația este mare, neiertarea poate că a fost mare vis-a-vis de această persoană, însă acum există această dorință de a pune capăt unei relații toxice, unei relații care v-a înlănțuit destul de multă vreme, poate vreme de 15 ani și mai bine, dar acum sunteți determinați să rupeți aceste lanțuri care vă țin în loc, aceste lanțuri ale trecutului, pentru a începe o perioadă cu totul și cu totul nouă, pentru că voi, dragii mei, voi renunțați, voi spuneți stop, punct și de la capăt. Și sunteți extrem, extrem de optimiști. Haideți să vedem concluzie finală a acestei etalări. Avem și pe cineva cu ochii alungiți, asiatici, ochi
fie că sunt verzi, fie că sprâncenele parcă unite, cineva cu cioc mai lung, așa, posibil energia masculină. Cineva a spus stop joc în luna august a anului trecut, cineva a plecat, cineva v-a întors spatele, poate să fie o energie masculină care lucrează în cadrul armatei, schimbă uniforme, poliție și așa mai departe, cineva grizonat a spus stop, a înțeles că relația voastră nu poate avea un viitor și că nu poate să facă absolut nimic pentru continuarea acestei relații și a preferat să întoarcă spatele, să plece pur și simplu din viața dumneavoastră. De unde și dorința voastră de a pune capăt acestei situații și a începe ceva cu totul și cu totul nou. Și ceea ce vreau să vă spun, s-ar putea ca persoana despre care vorbim să aibă și un, eu știu, copii mari, deci copii destul de mari, 25 de ani poate și mai bine, sau în jurul vârstei de 20 de ani, aveți încredere. Am întrebat această, mă rog, în această etalare, ca și concluzie finală, aveți mai multă încredere în voi, dragii mei, cei care sunteți singuri, aveți încredere în voi, în potențialul vostru și mai ales aveți încredere în planul divin, pentru că vă va aduce această pace, această pace a minții, această mulțumire de sine. Vă veți găsi jumătate. Ați trăit destul lucruri care nu au putut fi finalizate. Nu pot să spun că ați pierdut timp, pentru că orice experiență înseamnă o lecție de viață. Dar este vremea să mergeți mai departe, pentru că cel puțin în această etalare reiese foarte clar că aveți nevoie de această încredere, că o veți întâlni jumătatea și o veți întâlni de la distanță, de la drum. Ați comunicat, poate cu acea persoană și acea persoană urmează să vină către voi. Cine știe, poate chiar de sărbători. Pentru că, exact cum spuneam și la începutul etalării, realmente există posibilitatea să aveți această surpriză de sărbători. Am întrebat, mi s-a răspuns, motiv pentru care trebuie să mulțumim ghizilor spirituali, Universului, pentru mesajul excepțional pe care l-am primit și pe care îl dăruiesc cu toată dragostea. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat, mulțumesc foarte mult pentru mesajele voastre absolut minunate. Nu reușesc să răspund la toate, dar știți că sunteți în permanență în rugăciunile mele, în inima mea, în gândurile mele. De aceea vă doresc să aveți parte de o săptămână extraordinar de frumoasă, o săptămână binecuvântată, multă, multă, multă încredere în planul divin, pentru că deja v-am obișnuit cu această urare. Dumnezeu, Universul lucrează către binele, pentru binele nostru cel mai înalt. Vă mulțumesc foarte mult, vă iubesc, toate cele bune, să aveți parte de cea mai frumoasă perioadă din viața voastră. Vă pup! Toate cele bune! La revedere!